S-au împlinit 4 ani de la tragedia din Muntenegru, în care au murit 19 persoane și 28 au fost rănite. Aceasta a fost una dintre cele mai mari tragedii de după Revoluție, petrecută în străinătate, în care au fost implicați cetățenii români. 19 oameni au murit și alți 28 au fost răniți într-un accident de autocar în defileul râului Morața, la Gârlo, în apropiere de Podgorița, capitala statului Muntenegru. Cei mai mulți erau din Argeș. Autocarul a derapat, prăbușindu-se într-o râpă la aproximativ 40 de metri. O vin cu viteză, frate, păi pe drumul ăsta n-avea cum să-l întâmple așa ceva. Un copil din zonă, care era pe drum în momentul accidentului, a fost și el rănit. Călătorii aflați pe șosea au dat primul ajutor. Printre aceștia, o echipă de alpiniști amatori a organizat și coordonat acțiunea de scoatere a răniților din râpă. S-au format ad hoc două șiruri de localnici care scoteau tărgile cu răniții din mână în mână pe corzile alpiniștilor. Șoferul era angajat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București la serviciul de logistică. Era în timpul liber, în concediu de odihnă. Acum, la 4 ani de la tragedie, turiștii români care trec prin zonă opresc și aprind lumânări. Această femeie din Pitești a fost chiar martor la accident. Eu am venit de 5 ore, acum ia 6 ore. Ce am văzut? Oameni prin copaci, autocarul căzut jos, 20 de oameni morți, restul răniți. Facem parastasul la cei răposați, nu știm cum îi cheamă, Dumnezeu știe. Acești turiști sunt din Argeș și au oprit acum la locul accidentului. Un preot a organizat o slujbă ad hoc, iar cineva avea colivă adusă de acasă. Autocarul ieși acum în râpă. La fel ca șoferii experimentați, autoritățile, în urma anchetei, au concluzionat că mașina avea viteză. Din auzite am înțeles că ar fi făcut poze pe pod aici cineva și că șoferul a dat să evite. Dar părerea mea, cred că nu. Părerea mea, cred că a venit tare și ori a făcut explozie, ori a dormit la volan.